Suntem la Cluj, oameni buni! N-am intrat! M-a Dumnezeu că n-am intrat, da? N-a intrat. Domnul să vă binecuvânteze. Zi-mă, vreau o bere. Și dă-te jos de pe tavan, ai bine. Suntem la Cluj, oameni buni! Ok, gata. Mamă, ce presiune să-mi va vă. Suntem pentru prima oară în afara Bucureștiului și nu ne pare rău că suntem la Cluj, că iată ce oameni drăguți. Să vede, după cum ne-am îmbrăcat oricum. Da, e prima oară când ne-am îmbrăcat toți trei frumos. Ne pasă. Ai luat tricoul ăla de fotbal. Trebuie să spezi un pic. Frate, am făcut facultate aici. Pentru mine la Cluj e acasă. El are facultate. N-a terminat. A, nu. Nu, am fost dat afară. Dar hai să dăm uie la fâțăpac și, și să continuăm această seară. Bun, vă mulțumim foarte mult că ați venit. Vreau să-i aplaudați pe colegii mei în această seară, care vor fi prezenți în toate zilele la Cluj. Mirel Popinciuc, Alex Dobrotă și Bogdan Drăgea și Mătălin Cârge. Și eu. Bravo. Ca de fiecare dată trebuie să mulțumim foarte mult Sound Creation că ne-au dat sculele astea. Sunt noi, nu știu dacă... Ne-au auzit? What? Dacă nu era Sound Creation, n-ați fi auzit în momentul ăsta că spunem Sound Creation, oameni buni. Mulțumim foarte mult pentru sculele pe care ne-au dat. Și hai să înceapă Roaster Post. Cu cine începem, frate, episodul de azi? Sunt oameni care știu la ce au venit, oameni care nu știu la ce au venit și pentru că tot primim foarte des mesaje, trebuie să spunem chestia asta. Oamenii vin de bună voie și nesiliți de nimeni la muială, da? Că primim foarte multe mesaje, luați-mi și Instagram-ul meu și ei stau în Debrețen. N-avem cum să facem asta, trebuie să veniți la un show. Puteți să țipați dacă v-ați dat acordul să fiți aici? Cum era să... Nu, frate, nimic ce... Nu există mai... Te dau o judecată. Mărele, pui aplauze! Că da, nu-i nimeni aici, acum are... Băieții ăștia sunt foarte buni la făcut bully pe Instagram. Eu de asta i-am luat, sunt cei mai buni din țară, cei mai buni din România. Vreau să începem la Cluj cu secușine, astfel încât dacă cineva vrea să începe să fie primul om din Cluj ever roastuit, acum e momentul. Doamna nu știe emisiunea și masa de acolo, dacă vrei. Voi v-ați dat Instagram-ul? Nu. No. Nu e corect așa, frate. Hai să ne uităm la alții cum sunt muiți, dar noi da. Popcorn, mâncați-aș pula. Popcorn? Ia ridică în picioare, mă. Ok, tu cu ochelari... Mamă, ce mișto că ești și vezi acum, poți să alegi. Nu ești ofert. Da, nici nu m-a arătat poze, hai să-i dăm. Îl punem aici, între două brătășuri. Îmi spui, te rog, numele tău? Andreas. Ce nu știi, trebuie să vii să stai la noi pe picioare aici. Și așa ți-e și Instagram, Andreas? Da, Andreas Veșan. Andreas Veșan? Nu. Vasar? Da. Iată, nu. Vasar. Voi vă știți? Da, vă știți. Ah, ok. Și nu puteți sau de ce nu stați pe la masă? Vă știți, dar ați vrea să nu... Îl știm, da. Ok, ești la robotică. Oh my God. Mamă. Oh. Și joci volei. Dat afară, nice. Și eu l-am dat afară. Mamă, dar nu stă nimeni cu tine la masă, ce dracu' să... L-a dat afară din apartament, așa zic. Mamă, arată... Zici că e singurul care a pierdut castingul la High School Music. Le-a arătat prima fată care i-a zis bună. Să mor tu că nu-i robot. Stă nu-i profilul lui Oscar? Mamă, coaie! Dă-te-n pula mea, în ce film cu vampiri ai vrea să vezi? Singurul vampir care are loc de sânge bagă COVID? Singurul vampir cu aparat dentar. Da. Mai mult te rănește decât te mușcă. Hai, dracu, o dată că mă doare. E mereu cu periuță să scoată sângele din trei. Tot timpul știi că n-am voie porumb. Oh! Felicitări! Da. Oh. Felicitări ca Instagram. Ce e asta? Aparent narghilea, da. Aș zice eu. Cu ce trebuie? Cu ce trebuie? Oh.
Bă, ești nebun, folosiți apă curată în ele. Dă-te pula mea. Voi n-aveți aceleași arome de măr verde și mentă. Da. Nu, e ce trebuie, crede-mă. Noi avem clementină aici, cu aia la Cluj. Deci fie, muștiu cu doar trei oameni maxim. Nu, nu. E ce trebuie. Asta pentru narghile a pus poza, nu? Da, da. Care mă, că nici nu-i narghile am pus. Asta e, stai profilul lui sau e... Nu, asta e, am uitat direct pe business, frate, că eu când pe business... Ia, uite, street food, narghilea, ia să vedem. Ce mă? A dus narghileau la street food? Doamne, Costa mic, dacă vrei să... Sunteți cu câinele, am! Trageți un pic aici. Vreau să văd cum arată profilul unui patron. Ia să vedem. Dacă era patron de non-stop, tot așa arăta. Nu contează ce business are. Aici a făcut poză cu doamna de la starea civilă. Nu, uite, ia de pe asta. Aici i-a zis el, mamă, am și cu măr verde, dă-te în pula. Nu vine să cred. Aici se gândea, aici a venit ideea de business. De aici a plecat. Da. Frate, ce stăteam așa într-un Opel Corsa. Păi, fii atent cu aia. Știi ce ar merge între Florești și Cluj în aglomerație? Narghile. O narghilea în mașină. Sau la doi pași. Nu, narghilea. Nu, mă bapă narghilea. Uite, Andrei Versace înainte de YouTube. Băi, șmechere, ești frumos. Asta e tata, Eftene. E tata? Ce? Nu da pe profilul lui taică sui. Filmează, să-i dăm. N-am intrat. Marco mi-e Dumnezeu că n-am intrat, da? N-a intrat. Pau, frate, pare că ești un om de afaceri bun. Cum crezi că a făcut primii bani? Era altul cu narghilele în Cluj, dar l-a dărâmat. L-a rupt. Ia uite, frumos. Aici ți arată cum se ține corect furtunul ăla să trage. Cucuși. Ce n-ai? Da. Mamă, coi. Ai mustață de pe un. Mi se pare mai mult. În cazul în care se întreba ce făcea Zarug înainte de America Express. Oricum n-am nimic de pierdut, bă, apoi. Să dea domnul să cadă asta, că mă pute. Pune, bă, siguranță, nu le mai pun, că poate scap dracu' dată. Că m-am umplut de pene. Asta-i spăl la muntele, ce problemă? Da. Sunt aia cu zgârie nori direct. Spăl la muntele. E, cam prăfăi moldoveanu zilele astea și... Îl spăla până la ochi pe Decema. Spăla. Ai rămas vreodată, a trebuit să vină salvamonți după tine? Nu, că eu sunt și salvamonți. A, ești și salvamont? Au trebuit să vină, dar nu era pe munte în perioadă. Eram la Cora. Am văzut rafturile alea, m-am urcat că n-am putut să mă abțin. A rămas blocată între sticle de timbar. Stă-te în pula mea câte nivele la raftul ăsta. Ai sus. Două feline. În poza asta puteți vedea cel mai periculos prădător și tigru. Unul te omoară, altul te fute de te. Altceva în afară de munte, Cocoș, mai faci? Ai voie... Gen, ai voie în oraș, ți se dă voie legal să stai în oraș. Știe cineva că ești aici acum? Uite, mă, are și între blocuri. Ah, frumos. Dar pe balcon, nu în casă. Nu, asta e fix la intrarea în Cluj, n-are voie. Dar n-a ajuns pe balconul ăsta dinăuntru. Da. Fii atent, îți recomand o narghilea bună. Vorbiți voi între voi și vedeți. Daniel, îți mulțumim foarte mult. Ești numărul 1 și... Și dă-te jos de pe tavan, ai Salut, ești cumva din Sibiu? N-am putut, sibienii au ceva. Dacă ești din Sibiu, te anunț că ai comedie în apropierea ta la 10 km. Comedie bună de văzut. Numai puțin de 5 seri de stand-up lângă voi, Sibiu, la Cisnădie. 5 seri de stand-up. Juriu de marcă, viitoarele stele din stand-up.
premii de 6.000 de euro. Atenție, 6.000, nu un an, nu două, nu trei, nu patru, nu cinci, ci 6.000 de euro și cei mai ieftini prezentatori. Eu și Drăcea. Pavel și Smiley, vă pupăm. Asta e nou val. Ne vedem la Cisnădie, bilete găsiți în descriere. Să rămână la masa aceea, am fi interesați de un Instagram. Andrada. Mhm. Ok. Andrada Bully? Iată ce nume predestinat. Dentist. Oh. Oh, de. După freză pare că o să fii foarte ușor ofensată. Simt că trebuie să mă abțin mult. Am încurcat copii în benzinărie. Nu zice nimic de când am luat. Marius, ce dracu ai? Mă aștept ca un dentist să facă poze cu copii cu gura deschisă, se vadă foarte bine. Dar ce zâmbet alb are de la Don. Poftim? Nu prea au dinți. E soțul? Da. Tot fără dinți? Că nu pare. Nu l-am văzut zâmbind nici o poză. Lui a făcut prima plombă vreodată, așa. Mi-am pus ochelarii și tonul vă metro, hopa. Dar zici că sore și cabron în 10 ani. Albumul ăla bombă, ia uite aici direct. 5 mai 2018. Atunci v-ați căsătorit? Nu. Atunci a căzut primul dinte a unui client. Îți dai seama un șofer de tir care merge, mă, ce mă, cam supără mă seaua cu aia, oricum să mă duc. Să mă duc eu la curve pe margine sau să-mi fac măseaua, că nu-mi dau seama. Ce dracu să fac cu viața mea? Mamă, o să fiți fix mama aia care își pupă copilul pe gură. Care nu e ok, dacă se uită cineva. Hai, uitați-vă la Cârge. Și l-a pupat doar până la 15 ani pe Cârge. Ce e greșit cu aia? Cât timp ai dantura ok, nu văd o problemă. Dental designer, spune dulapuri, spune noptiere frumos. Dar toate în formă de dinte. Deci ar merge la tine în gură o carpetă să-mi mă dacă nu o și văd așa mai frumos. Săraci, n-au avut bani de locație, s-au căsătorit în skatepark. Acolo și rup mulți dinții. E un loc bun. Cum că te-au un copil, cum ești? Ești bine la dinți? Da, mi-a spart doar nasul. Și eu dacă aș fi dentist, tot pe acolo mi-aș arde. Și exact ca și statuia, niciuna în casă. Da, domnul, bine, nu deschide zici. Gura o secundă. E ceva acolo rău de tot. Găsiți-mi voi o poză în care băiatul are gura deschisă și eu fac ce vreți voi. Uitați-vă, mă. Cred că asta era maxim o dată. Da, și-a dat-o jos rapid. Ești la ATI? ATI? Cum se spune? Ești la ATI? Repede câte 100 de lei să ne asculte. Așa alerg de ăla pacientul care n-are bani. Știi cum domnul de mai devreme stătea în skateparkuri așa ăsta, la maratoane, unde leșine oamenii? Repede, mai ciupe și nu știi când. Doar ca să audă cineva un doctor, în sfârșit, în pula. Vezi, vere că ai ascuns colonul, nu e bine acolo. După prima gardă. Da. Nu că mă laud, dar mi-a și murit una. Și acum revin la doamna doctor. Puteți să rezolvăm oare strungăreața asta? Cu niște chici. Ce muiți! Încerc să ajut, frate. Cum s-a gândit el? La scufundări în canare. Scufundări în canale. Comentariu. Felicitări, Gabi. Asta înseamnă dedicare și curaj. Păi cât de greu e să spui capul acolo pe cap în pula mea de... Mamă, ce dedicare! Mai ales că și-a făcut poza în sufragerie. Comentariul ăla mai ai urat. Las latina, nu ai venit, parcă pula mea. Nu treceți cu COVID-ul și pe la noi. Dar țineți numai pentru voi la Cluj. La noi nu veniți. Îți speli la bucătărie cu aia?
Așa arată orice restaurant care a spălat vase și a spălat vase. În Anglia, în București. A, acum apare pisoară. Pisoară de la comun, mare așa. Când vede câinele ăla că și-a dat jos pantaloni. Ce vede fata aia înainte să-și facă efectul pastila? Îți mulțumim foarte mult. Gabi, îți mulțumim foarte mult pentru dedicare și implicare. Da. Ești un om senzațional. Te așteptăm și la Slatina. Și mult, da, dacă poți, oriunde merge Cârge să fie acolo, că nu știi nici. Altcineva doritor. Până acum ne-am descurcat pe business-uri. Salut! Toderici. Toderici. Cu ce te ocupi, Toderici? Ce să-ți promovăm? Că faci mulți bani. Te bagă și ăștia la taxe acum. Zi-mă, vreau bere. Mamă, mă așteptam puțin când ai IT să ai poze de asta făcută în AI, sincer. Pare că mă obligă la muncă pe toți care lucrați în IT. Dar nu AI, face și portrete la mama aia. E creion asta. N-am prea avut clienți, am început cu mine. Am luat titlul vecinul lunii. A curățat niște rampă moarte. A rezolvat o problemă din restart. A intrat în DOS și a rezolvat problema. A intrat în DOS. Oh, shit. Așa arătai tu în liceu? Da, oh. Mamă, coaie. Bănesc că ți-e dor de liceu, că erai ok. Pare că apoi a tras de o carte și s-a dus înapoi în camera lui acolo. După bibliotecă. Când mă gândesc la un băiat care a citit Sugio Ramona, așa mi se pare că arăta. Și îi plăcea mult de tot Sugio Ramona, era. Dar arată ca singurul din, singurul din liceenii care chiar a făcut-o pe Isos Cel. Ce referință! Party, alea, alea. Știi tu? Ia, hai să vedem cum arată un party la ea. Ia, ia. Mamă! Distracția, dracu, ce ai? Dă-te în pula mea. Vă cheamă peste tot, cred. Uite aici, pa. O chemă și pe Alexandra să facă așa la peste. Anca din Nicu, dacă se năștea mănăștură. Uneori doar la tine mă gândesc, în nopțile târzii din mijlocul lunii iunie. Da, bine, iulie și mă doare în pulă. A luat foc eclerele. Stinge pula mea că nu mai mâncăm niciunul. Hai să ne prefacem că e 2019. Hai să ne preface că ne place poza. Abișat! Aoleu! Bă, atât, Alexandra. Frumos. O să te... lăsăm în pace cum pare că fac și followerii tăi. Pa, bă. Mai reglează și tu dobrătă șoldurile. Am început să facă. Aduceți-o niște crutoane, dă-l la vrăbiuță aici. Oameni buni, ce sunete scoate această emisiune. Băi. Și voi nu dați like și share și comentariu. Bă, băiatul. Check Cluj. În cazul în care se întreabă ceva unde sunt în Cluj. Dar care e faza? Eu cred că cât timp nu cauți iubit sau iubită, n-ar trebui să-ți mai treci unde locuiești. Are sens? N-are sens? Dar și-a pus Clujul, nu scrie nouă la tine în oraș, ce bună. Auzi, n-ai voie să mai pui orașul, zis el. Bine, puneți-l. Aici e un carusel, poate avem noroc și dăm de ce. Total altă poză. Wow. Ok, guys, păreri. Așa? Care e mai bună? Sau așa? Dar pare că dădea probă la reporter și... Cum e asta? Bună seara! L-am îngropat înapoi. Aici l-am găsit, aici îl punem. De aici pare că nu urcase pe cal, o ținea cineva. Fă repede poza, că pic. Da, a făcut poza de aici să nu se vadă căruța în spate, direct. Chema colindu-tori în casă.
Vedeți, doamnă, că au copii dinți. Nici nu vă mai pasă, v-am făcut reclamă la cabinet, nu vă mai uitați la show, asta e. Mă, Dene, trei programări, am te pup, mulțumesc frumos. Ia uite, la întâlnirea anuală KKK. CSE Amici Productions. CSE Amici Productions. E un serial studențesc. Aveți timp? Să aducă proiectorul. Mamă, zic că e trăzniții. Bine. Din episoadele anterioare. Primul lucru pe care l-ai pe listă... Ai tricou cu David Vilea. Da, Danișoară, au reat de succes. Fata are acum o situație și noi... Băi, deci m-a ținut cu sufletul la gură. Ce s-a întâmplat episodul trecut? Nu vreți? A, asta a fost din episodul trecut. Deci asta a fost best-of-ul din episodul trecut. Imaginați-vă cum a fost tot episodul, mă, că v-aș pula voastră. Acum începe liniște puțin, da? A, știu, mă, pe ăsta, că merge el pe stradă, l-am văzut. Ai văzut? Cu ce trage sunetul? Cu betoniera? Să mă bată mama de... Dar ai văzut când mergea singur, era soare, când mergea cu ea, ploua? Punct în plus pentru sucul de pere, îi pun. Dar e proiect început la facultate? Sau voi, studenți, a zis, bă, știi ce ar merge pe YouTube? Ce face Mircea Bravo? Dar prost rău, dă tot. Dar super prost. Aveți Patreon? Câți oameni nu are? Doamnă, la emisiunea asta ați venit fără să ne știți. Vreți să donați acolo fără să știți? Un 5 euro acolo. 5 euro e sunetul pe 3 ani la serial. Mama, abia aștept. Nu puteți să-l puneți mai devreme, că eu ce fac până în toamnă? Ești cântăreață? A, one man show mai degrabă. Mai înțeles? Scuze-mă. Eu înțeleg ce faceți voi. Dar e un pișat. Dacă sunteți buni, faceți singur asta. Fiecare pe cont propriu. Așa în patru e simplu. Când jonglez cu foc, fac cu burubi. Ce? Ce îmi dați din public, eu fac. Mie îmi trebuie doar acordeonul și atât. Dar ce faci mai exact în one man show-ul tău, Franny? E crede-mă. E greu să-mi explici? Jos, mai jos. Okay, la cârje înțeleg, explică-ne nouă. Dacă e cu tokenuri, înțeleg și eu. Sper că nu pui sprâncene. La 2000 de like-uri, tai spoarea. Măcar acolo se încrunta. Ea era foarte speriat aici. Și dreapta o poză în care se încruntă pe mijloc de dor. Dragonul și chimie. Dar de ce pare că n-ai încredere în poza? Fata aia care face poză. Lăsa să fac eu poza. Hai că faci tu o poză în pula mea. Opa, hair stylist. E soțul lui, e soția lui domnul cu... Da, mă. E doamna Narghilea? E doamna Narghilea? Doamna Cărbune? Dă un pic dansul ăla șmecher, era multe. Dă puțin să... Dă-l un pic. Dă-mă, de bine, să mai fi tot la baie aici. Vrei să vezi cum arată 30 de milioane lecții de dans? Hai, mâncați-și! Aveți de-aia surpriză când o schimbați deodată? Dă-te-n pula mea. La un moment dat ori să schimbi, frate, sunt sigur. Ăsta nici nu-i dans, nu-i, s-au dus la street dance. Ăsta e la un step up 4 reumatismul. Ăla nou. Bă, mulțumim de recomandare, foarte mișto. Chiar e. Dar chiar e dans de nuntă, că mi-a făcut chef să ies la țigară. Și-a amintit doamna care are un business. Aici e la început când n-aveau scaune. Mi se pare foarte aiurea să știi că la el n-am văzut nicio poză cu bucle făcute. Pe stânga acolo e doar văruit de familia Adam, sunt diferite impostații.
Azi l-am ciufulit, azi l-am lăsat simplu. Are cliente, dar ne face un post din față. Nu, 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 întoarce-te. Dar mi-ai făcut doar bretonul, nu, nu. La machiaj n-am ce să... Nu pot să fac magie, n-am ce să... Tu ești din Leicester? Da. Să știți că... Leicester se zice? A zis Leicester! Toată lumea știe echipa Manchester United. Mă, tu ești din Leicester? Da, nu Leicester. Să știi că noi avem show-uri la Londra, Dublin și Birmingham. Bravo! Pe 29, 30 septembrie și 1 octombrie. Mai multe detalii găsiți voi în descriere. A, la ei ai fost la show. Și-a pus 18 interzis pe sfârc. Acum chiar mă faci să mă gândesc cum arăta. Dar se vede că aici erai în România, că ți-ai și fix sfârcul de pe partea stângă. Că dacă ieșai în Anglia, era pe dreapă. Are de la de album. Slalom printre heterosexuali. A venit la sală, mi-a rămas asta la tăia de lemne cu tata. Pare că e mereu într-un autobuz noapte pe ultimul loc, așa. Tu poți da pe ochii. La câta cobori? La a doua, greșit. Aici e pentru fete, să dea halucinații când te uiți la pula lui. Ce mă? Asta e pula ta, nu mai înțelegi nimic, nu? Asta e. Nu mă aplec la vorbe fără fapte, astea nu-mi plac. Și bine, ce mă mai aplec când nu fac steroizii, dar în rest n-am trebuit. Mor dacă mă aplec eu vreodată. Bă, Dragoș, îți mulțumim foarte mult. Da. Și... te așteptăm la show-uri în Anglia, Londra, Leicester, Dublin și Birmingham. Fă așa să pare că mi-am prins părul acum și... Dacă te rog, mă dai și pe mine cu spray la sub braț. Și da așa aici, te rog. Dar stai mereu cu mâinile în sus. Mi curge de sânge din nas. Vreau și o limonadă. A fost eveniment mare, ne-am pus balustradă în casă. Vă iubește mama Lenuța, Domnul să vă binecuvânteze. Și direct în poze i-a împinge curul să... Doamne ajută să vă aibă Dumnezeu în pază. Ce dracu mânca noi din ăsta, nu înțeleg. Că auzi, când am voie stau în spate, mă pune, stau lângă el șoferul. Domnul de la Uber n-are chef de mine. Ai zis că am apăsat înainte, că nu dorește conversații. Hai, Andrada, te iubim noi și mama Lenuța. Îți mulțumim foarte mult. Hai, ultima audiție are asta, i-am promis. Ma. Să moară mama, cât de departe s-a dus mingea cu nu mai luăm. A, frumos. Ce faci? Acopăr erecția. Pare că așa arăți când ai cazare la Antold. Dorm în alea pe acolo, pe parcurs. Pune și mie un matiz pe green screen-ul ăsta. Se vadă cum stau bine. Așa le dăm. Așa. Așa putem la asta e, cu mini-mi în poză. Zici că alea de la, știi, mai mulți alea de la Orange, de reclamă. Da. Păi, ăla mix a dat jos din el și l-a lăsat pe automat. Oameni buni, ăsta a fost rău să vă vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. Cluj! Sunteți preașa, sunteți monștri! Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Nu uitați, dacă vedeți clipul ăsta și în online, mai uitați-vă la el, dați un like, un share. Dacă venim vreodată în orașul vostru, la cât de greu a fost să punem canapele astea? Niciodată, cel mai probabil. Nu mai plecăm. Sincer. Dar vă mulțumim foarte mult că ați venit. Aplauze pentru oamenii care au fost aici cu mine. Alex Dobrotă, Mirel Popriciu, Drăcea, Mădălin, vă mulțumesc că ați venit la show. Marius, Vefe, Edi, Vlad.
Ciprian, Andreea, Mihai, Pavel. Vefer la sunet. Am zis. Toți oamenii care au făcut posibilă. Vefer la sunet. Omul care ne-a dat duba roșie, oribil, merge rău. Am venit cu ea, 10 ore pe drum, asta a fost. Ne vedem peste 3 săptămâni pe YouTube. Vă mulțumim că v-ați uitat, like, share, subscribe, plus, sunteți minunați. Vă pupăm, pa! Gata! Pa! Sănătate!